unde și anul acesta am pregătit, la fel ca anul trecut, premierea elevilor cu media 10, sportivilor care au obținut diplome naționale și internaționale, cuplurilor de 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, un moment artistic care dumneavoastră, mare parte dintre noastră, știți ceea ce urmează, bineînțeles, și o tombolă care ne-am obișnuit cu ea an de an. Dați-mi voie, fiind un moment, să zicem, de sărbătoare, ca într-un scurt, o scurtă prezentare, să vă prezint puțin și din activitatea atât a mea, viceprimariței, aparatul propriu și Consiliul Local. Voi fi foarte scurt. Vreau să vă spun că încă în perioada de aproape 3 ani de când sunt primar, în echipa care o coordonez, am implementat în jur de 20 de proiecte. O să fiu foarte scurt, dumneavoastră știți cam ce s-a făcut prin Ștefănești și ce urmează. În jur de 20 de proiecte, care aceste proiecte însumează undeva la 50 de milioane de euro. Noi asta apreciați dacă e mult sau puțin, având în vedere că până în urmă cu 3 ani nu s-a obținut niciun fond, nici european, nici guvernamental. Aceste proiecte conțin infrastructură rutieră, gaze, apă, unele sunt iluminat, învățământ cu dotările și anvelopelele termice, unele sunt terminate, unele sunt în curs, iar altele sunt în proceduri de achiziție. Aș vrea să mulțumesc primăriei municipiului Pitești, vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului primar Gentea, Consiliului Județean, pentru aderarea noastră, după cum știți, de la 1 iulie, noi am aderat la zona metropolitană a transportului. Vreau să vă spun că dacă nu aveam ajutorul dânșilor, cu siguranță nu puteam să facem acest pas, care din punctul meu de vedere este foarte important, având în vedere transportul metropolitan. Știu că mai sunt unele sincope, însă din de la specialiști ne-au comunicat următoarele. Dom'le, e o perioadă destul de dificilă, având în vedere că e vacanța copiilor, concediile noastre, ca într-o lună, două, să le putem pune la punct cap la cap. Însă, cu ajutorul dânșilor, și aveți încredere în mine, că sigur le vom face fără niciun fel de problemă, să nu avem nicio discrepanță între orele de plecare, orele de sosire, orele de vârf și tot așa. Încă o dată vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Observăm că din an în an suntem mai uniți, mai mulți și vă rog să aveți încredere în mine că nu vă voi dezamăgi. Între noi acum văd că a apărut și doamna ministru Simona Bucura Oprescu, care o invităm să urce pe scenă. Cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să dau domnului Gentea cuvântul să ne spună și dânsul două vorbe. Și mulțumesc că încă de anul trecut ne-a promis că ne bagă transportul.